Doamna senator, suntem la prima sesiune din 2022, sunteți în opoziție. Care sunt obiectivele pe care le aveți în vedere ca partid de opoziție pentru această sesiune? Condiția, într-adevăr, a partidului USR este să fie acest partid de opoziție în acest moment și o să abordăm foarte constructiv această opoziție. Ne dorim ca pe fiecare proiect adus în Parlament, în mod deosebit eu am să discut aici despre partea de la Senat, să aducem amendamente și să aducem critici obiective. Nu vom abandona deloc agenda noastră de asemenea politică în a depune proiecte. Le vom cunoaște desigur soarta că susținerea va fi minoră, dar trebuie să ne continuăm această agendă. Este ceea ce ne-am propus să facem și mă refer aici în mod deosebit la măsuri pe educație, pe sănătate, pe justiție. Statul de drept trebuie în continuare să fie practic o abordare din punctul nostru de vedere esențială, prioritară, sub toate aspectele, că dacă reușim într-adevăr să impunem aceste măsuri de siguranță în statul de drept, când vorbim despre depolitizare, concursuri efectuate corect, toate aceste lucruri ajută în orice domeniu. Ne facem mai bine și în educație, și în sănătate, și implicit în economic. În privința educației, care sunt ideile pe care vreți să le promovați în legislația care va veni? Pentru că PNRR ne obligă la modificări privind legislația în domeniul educației. Le-am început deja multe dintre proiecte și vom continua cu ele. Iată, am discutat chiar și ieri, am avut în Comisia de Muncă un aviz la Camera Deputaților pe un proiect care ține de pachetul antiplagiat. Și aici, practic, discutăm despre o însănătoșire a legislației din educație, din mediul universitar, constatând că sunt deja numeroase cazuri de plagiat și, din păcate, la un nivel înalt, ceea ce sigur că produce o mare neîncredere în sistemul de educație, pentru că ajunge la toată lumea această informație că se plagiază ușor și că oamenii cu funcții importante în stat pot și sunt bănuiți de astfel de furturi intelectuale, le spun eu. Și noi am spus, dacă sunt atât de multe cazuri numeroase, am spus să abordăm această chestiune într-un pachet antiplagiat. Și asta ar însemna, practic, să depunem o inițiativă care a însemnat eliberarea posibilității, renunțarea la cererea voluntară. Un doctorand poate să își depună o cerere prin care își renunță la titlu. Și asta înseamnă că scapă, practic, de posibilitatea de a fi cercetat disciplinar pe această situație. Am propus eliminarea din lege și deocamdată suntem într-o etapă parlamentară cu un aviz la Comisia de Muncă. Sper să fie o inițiativă pe care să o susțină în continuare și restul partidelor. De asemenea, tot în pachetul acesta discutăm despre înlăturarea sau ajustarea unor sporuri care decurg din doctorat. Și e firesc pentru că, sigur, cine deține un titlu obținut prin furt intelectual trebuie să dea bani înapoi. Dacă a obținut sume și sporuri într-o perioadă de timp, le-a obținut necuvenit și ele trebuie să se întoarcă înapoi la bugetul de stat. Aici însă vă veți izbi de o problemă tot legislativă pe care nu aveți cum să o rezolvați. Este vorba de faptul că anumite infracțiuni, să le spun, odată cu trecerea timpului, ele se șterg. Se și prescriu, e adevărat. Se prescriu și atunci nu veți putea rezolva problema asta decât cu maximum 3 ani în urmă, pentru că cam așa lucrează prescripția. Este adevărat, domnul Sabre. Practic și acum. Acum procedura de a descoperi o lucrare falsă există. Și asta înseamnă că dacă o persoană practic pierde definitiv acest titlu, că l-a atacat în instanță și pierde definitiv, iată, în momentul acela, acel conducător de instituție publică, unde se află în serviciu, da, persoana respectivă, poate să introducă o cerere și să solicite banii înapoi. Chiar pe codul civil actual nu e nevoie să aducem o suplimentare a legislației, pentru că este practic o îmbogățire fără justă cauză și o plată nedatorată din partea instituției către persoana respectivă și cer banii înapoi, dar cu mențiunea pe care ați făcut-o foarte corectă, cu maxim 3 ani, pentru că intervine prescripția. Aceste principii de drept care guvernează toate materiile nu le putem înlătura sau agrava
prin lege. Dar aici mai este o problemă și anume faptul că dacă nu introduceți în lege obligativitatea responsabilului instituției de a cere acești bani și dacă este opțional, eu pot să un pariu cu noastră că 99% din cazuri nu se vor face aceste cereri. Aceasta este intervenția legislativă pe care, de fapt, vrem să o facem. Deși ar putea să pară redundantă, pentru că, așa cum spuneați, obligația există, pentru că e firesc să fii un bun gospodar cu banii dacă conduci unitatea și să-i recuperezi, nu se întâmplă. De fapt, nu se întâmplă. Ei nu recuperează acești bani. Și vom adăuga în lege în mod expres, adică sancțiunea să se întoarcă împotriva persoanei care nu reușește, practic, să recupereze banii. Este singura manieră în care poți să te îndrepți către ei. Și o curte de conturi, poate, de asemenea, în acest curtea exercițiu. Curtea de conturi are decizii care nu sunt obligatorii, sunt orientative. E adevărat, dar ați observat și dumneavoastră că puterea, să spun așa, de impactul când vine Curtea de Conturi în control și emite raportul, este totuși un impact important. În general, chiar ne-am uitat la București pe rapoartele de la primării ale Curții de Conturi pe anul trecut. Și ceea ce am putut să constat este că de câte ori au pus în vedere a se recupera sume, toate primăriile au preferat să facă recuperarea. Bineînțeles, chiar dacă este o recomandare, cum bine ați menționat în raport. Deci nu este de neluat în seamă, de neluat în calcul o cooptare practic în acest exercițiu și a Curții de Conturi. Este important de folosit tot ce înseamnă instituții de stat de forță în astfel de momente. Alte inițiative legislative pe care le aveți în vedere punctual de modificare a unor legi? Noi avem pe mai multe paliere. În afară de educație, vă spuneam că vom continua pe tot ce înseamnă și aici interviu merg pe zona mea de activitate, pe zona de justiție, de stat de drept, vor fi inițiative care să susțină pachetul de legi ale justiției. Pachetul de legi ale justiției pe care le-am lucrat cât a fost Stelian Ion, ministru de justiție, împreună cu grupul de lucru din coaliție de atunci și pachet care stagnează în a fi adus acum în Parlamentul României. Nu vom mai aștepta practic acest lucru să se întâmple. Discutăm despre trei legi importante care au fost vătămate în anii 2017-2018 și trebuie să aducem acest pachet pe masă. Avem, bineînțeles, în analiză proiectul pe care l-a înaintat ministrul Predoiu cu privire la SIJ, la desființarea secției speciale, unde noi vom propune în a se menține proiectul pe care l-am depus noi, soluția fiind aceea de desființare totală și nu de transformarea, propriu-zis, a unei secții într-o altă secție, un pic mai disipată în teritoriu, cum este soluția propusă, cred că acum o săptămână, de domnul ministru Predoiu. Deci pe acest pachet. Pe urmă sunt colegi care au început o serie de inițiative și le vom continua de a ajuta instanțele judecătorești în a degreva, cumva, de a le degreva numeroasele activități, de a ajuta și aparatul de lucru să fie mai numeros. Vom insista ca INM-ul să aibă toate mijloacele pentru a desfășura concursuri și numărul magistraților să fie corespondent cu cât volum de lucru este. Deci în partea aceasta este de lucrat în continuare foarte mult pe justiție. În ceea ce privește aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență, acesta prevede foarte multe modificări legislative. M-am uitat înainte de interviu și am observat că sunt 65 de ținte pentru 6 luni, primele 6 luni. Aceste reforme trebuie făcute în 6 luni, pentru că după 6 luni va veni primul audit al Uniunii Europene. Credeți că este posibil să se modifice atât de multe legi într-un timp atât de scurt, având în vedere viteza celebră cu care lucrează Parlamentul? E adevărat că e un colos, practic, care ar trebui cumva să se miște cu viteza luminii vis-a-vis de jaloanele și țintele pe care le avem în următoarele 6 luni. Coaliția aflată la guvernare înțeleg că spune că va pregăti toate aceste etape, însă noi, din poziția pe care o spuneam și la început, de opoziție constructivă, vom urmări
fiecare jalon în parte și comunicăm pe el, de asemenea, prin fostul ministru Ghinea, care, bineînțeles, că a lucrat la acest pachet din PNRR. Și o să venim tot timpul în spatele lor și a menționa ce s-a făcut și cât nu s-a făcut, propunând soluțiile pe care le vedem corecte din PNRR, pentru că și aici vom vedea care este abordarea actuale coaliții. Ce vor depune și cât vor depune din acest plan. Care este viziunea USR în ceea ce privește legea pensiilor? Viziunea, vă spun direct, domnul Stavrec, acum un an de zile, în jurul lunii martie, se făcea această comisie compusă din membrii ai tuturor partidelor din coaliția aflată la guvernare, sperând că împreună cu ministrul Turcan de atunci vom înainta cât mai repede o lege care să meargă pe principiul de contributivitate, acesta este principiul pe care USR îl susține, eliminarea pensiilor speciale, aducând principiul de contributivitate ca principiu suprem, atunci tot pachetul acesta de legi speciale ar fi dispărut. Și ce vedem în societate, această ură, în definitiv, justificată, pentru că ele tot s-au înmulțit, pensiile astea speciale. A apărut o categorie, au mai apărut încă o categorie și tot s-au adăugat. Sunt la momentul ăsta la 0,9 din acest pachet de 9% cât se consumă din PIB. Deci iată că 1% sunt pensiile speciale, dar raportat la sume, sumele sunt uriașe față de cât primește un om obișnuit într-o pensie medie. Și atunci viziunea este de a desființa acest pachet de pensii speciale. Și aici nu discut despre magistrați, că știți că nu e discuția în sensul acesta, că nu se poate, dar sigur sunt majoritatea restul categoriilor care trebuie să suporte o legislație pe contributivitate și nu pe un principiu care nu există, doar pentru că ești special și că la un anume moment a fost o coaliție majoritară care a mai introdus încă o categorie, că s-a putut, fiecare și-a ținut partea și a mai venit în Parlament cu câte o bucățică. Și suntem la o anomalie din punctul ăsta de vedere. Aici, cu legile acestea speciale, sunt necesare mai multe clarificări. Spre exemplu, există o confuzie publică în ceea ce privește pensiile militarilor. Ele sunt asimilate cu pensiile speciale. Ele, de fapt, nu sunt pensii speciale. Sunt niște indemnizații, de fapt. Exact. Absolut. Și trebuie să te uiți, să așezi aceste lucruri corect, pentru că dacă nu a existat o obligație legală să se rețină sume din acele indemnizații, din salariul militarului, nu are nicio vină omul că nu a existat în legislație obligația respectivă. Dar acest lucru, dacă, vă spuneam, tot pe raport de contributivitate, se fac niște calcule și sume respective se ajunge la un echilibru și se ajunge la o pensie tot pe aceleași principii pentru dumnealor. Ideea e să nu mai fie în categoria de pensii speciale, pentru că suferă în mod nedrept alături de restul categoriilor, cu toate că, așa cum ați spus, n-au avut obligația să... cel puțin pe anumită perioadă de ani nu a existat obligația să li se rețină sumele. Da. În ceea ce privește legislația în domeniul IT, și aici trebuie făcute foarte multe modificări, în primul rând pentru legea cloud-ului. Când va fi gata această lege? Pentru că urmează finanțările din PNRR, care sunt foarte generoase, peste 500 de milioane de euro. Avem și un cod al comunicațiilor în legislație, acum la Parlament, și l-avem în lucru în comisii. Da, discutăm despre o legislație practic cumva creată de la zero în privința asta. Și pașii pe care i-am făcut prin ministrul Teleman au fost foarte importanți, pentru că a adus la masă și specialiști din toate ministerele, din toate instituțiile abilitate, și iată că s-a pus pe masă acest cod, el există, și atunci parlamentarii acum trebuie doar să lucreze cât mai repede și să fie votat. Sper că abordarea va fi aceasta, inclusivă a acestei majorități, și nu vor divide iarăși munca și vor arunca totul la gunoi. În opinia noastră, munca s-a făcut ținând cont de toate părțile, nu s-a lucrat nimic altfel decât la comun și transparent, s-a făcut un cod foarte, foarte bun
și ar trebui să se poată respecta și jaloanele și țintele pe acest domeniu. Alte proiecte legislative pe care USR le are în vedere în această sesiune parlamentară? Avem obiective și din zona de sănătate, sunt colegi care lucrează, nu este neapărat domeniul în care eu lucrez, vă spuneam și din domeniul de energie, pentru că suntem într-o abordare de moment critică și colegii au venit cu soluții de reduceri de TVA, cu soluții în sprijinul IMM-urilor, deci cumva cu o abordare de asemenea potrivită pentru fiecare consumator. Noi am depus aceste inițiative și vom continua să le împingem, să spun, în față în această sesiune. Încă din noiembrie se puteau ca facturile de la 1 decembrie să fie deodată echilibrate și lumea să nu sufere la momentul când discutăm noi în 1 februarie. După cum bine cunoașteți, deciziile politice din actuala coaliție, fie că vorbim pe justiție, fie că vorbim de pe facturi, fie că vorbim despre pandemie, au fost constant în amânare. Eu nu cunosc o decizie comună a dumnealor pe aceste trei subiecte extrem de grave. Au venit cu argumente diferite, fie PSD, fie PNL, dar o abordare comună cu un proiect comun, fie pentru pandemie, fie pentru energie, fie pentru alt domeniu, eu nu l-am văzut în Parlament. Și din acest motiv vom continua să le susținem pe ale noastre, cu pachetul de majoritate pe care îl avem noi, desigur, dar nu avem de ce să renunțăm la aceste măsuri pe care le-am propus în mod corect și echilibrat. Nu dezechilibrez nici piața furnizorilor de energie, ajut și pe oameni, sunt și măsuri temporare, pentru că liberalizarea pieței a fost un target, un obiectiv asumat prin aderarea la Uniunea Europeană, că am auzit acest argument ciudat că liberalizarea a fost de vină, dar liberalizarea vine din 1995, de când am început să discutăm despre aderare. Și guvernele și Năstase și Dăncilă practic au tratat și au închis ultimele memorandumuri pe acest subiect al liberalizării. Deci toate lucrurile astea vin din spate și noi nu le acuzăm, pentru că erau niște obligații firești de liberalizarea pieții. Numai că, desigur, că și când se operează aceste lucruri, contează cine e la putere și dacă are bună credință când le face.